sindicatelor din Constanța, unde se sărbătoresc cei 55 de ani de carieră ai marilor actori Draga Olteanu Matei și Jean Constantin. Alături de mine i-am pe unii din cei mai mari invitați de onoare ai acestor actori, și anume Ionuț Galani. Ionuț Galani. Și Mircea Cazan, se știe. Îmi pare bine că vă găsim. Spune, Ionuț, ce anume te leagă de maestrul Jean Constantin? Mă leagă cei 32 de ani ai mei, pentru că am avut ocazia să mă aflu lângă maestrul Jean Constantin în acești ani și e marea onoare a mea de a sta lângă el și de a învăța multe chestii de la dânsul. Multe chestii foarte bune. În ceea ce privește cariera ta muzicală, ce ne pregătești? Ceva, un CD, ceva, un proiect? CD-ul a fost scos pe piață alături de Mircea Cazan, cu luna eu vorbesc, se intitulează el. Sperăm să lucrăm la CD cam în 2-3 luni, să începem să înregistrăm, să intrăm în studio și să scoatem ceva tot frumos, o piesă ceva frumoasă în limba română vrem și restul, bineînțeles, în limba greacă. Da, știm că ai cântat și în străinătate. Cum te-au primit publicul de acolo? Cum românii care stau acolo și te-au ascultat? Nu e vorba de români, e vorba, am cântat în Grecia, am fost la diferite festivaluri în Grecia și au fost chiar mirați, pentru că există asemenea comunitate și asemenea dansatori, i-ați văzut și pe cei din Asteria, în România și în alte țări sunt diferite comunități elene, nu? Mulțumim că ai fost alături de noi în această seară și sper să te mai vedem. Cu mare plăcere a venit. Cu mare plăcere pentru Jean orice, pentru domnul Jean. Mulțumim. Domnul Mircea, ceea ce privește subiectul nostru în această seară, aniversarea celor 55 de ani de carieră, ce amintiri vă leagă de domnul Jean Constantin și de doamna Draga Olteanu Matei? De Jean Constantin mai mult, că este un părinte al nostru spiritual. Putem spune că el ne este sursă de inspirație și așa cum a fost înainte Jean și Gelu, celebru cuplu de comici Constanțin, Gelu Manolache și Jean Constantin, cum se auto-intitulau Jean și Gelu, Gelu și Jean, ca Maimuța și cu Tarzan, așa putem, lângă așa, așa suntem și noi. Ionuț Galani și Mircea Cazan, ca Maimuța și cu Tarzan. Eu vă mulțumesc frumos că vă aflați în această seară și sper noi să vă mai revedem. Și cu altă ocazie, oricând, cu mare plăcere. Să vă mulțumesc!